Fratele Mircea, îmi lasă mie privilegiul de a spune un cuvânt de bun venit musafirilor care sunt împreună cu noi în dimineața aceasta la Inar. Am să le spun un cuvânt de bun venit în ordinea în care i-am întâlnit. Cel din tâi musafir pe care l-am întâlnit. Vreau să-l salut fratele Ilauca de la Chișinea, care vizitează rudenie de a fratele Mugurel și a sorului Jeni Ferariu. Domnul să vă binecuvânteze. Am întrebat, mai întreb încă o dată, dacă aveți o cântare, o poezie, un cuvânt de salut. Dacă nu, oricum ne bucurăm că sunteți împreună cu noi. Domnul să vă binecuvânteze. Apoi, cu bucurie, l-am reîntâlnit pe fratele Dragi și Nicolae. Au trecut aproape 2 ani, mai precis un an și vreo 10 luni și un pic, de când a plecat din mijlocul nostru, este vorba despre tatăl sorei Veronica. Fratele Răghici, dacă aveți un cuvânt de salut din partea fraților din Nepos, îl primim cu bucurie. Da, vreau să vă salut pe toți cu harul, pacea și binecuvântarea Domnului să fie cu voi toți. Mulțumim! Aceeași întrebare. O cântare? Nu. Vreau să vă spun că insula Veronica n-a cântat de când ați plecat. Iată, poate acum capătă curaj în dimineața aceasta. Să cântați împreună. Domnul să vă binecuvânteze. De asemenea, un cuvânt de salut vreau să spun sorei Magna Ana, vine din Bruxelles. Sora are un cuvânt de salut pentru noi și o poezie pentru slavă Domnului. Îl nesocotește altarul.
prezența multor martori care te vor înconjura haina stropită de sânge veșnic, te va acuza. Sângele tău stropise, ce tu l-ai desprețuit, când vei trece în veșnicie, îți va vorbi negreșit și îți va lua de conștiința, iar de disperat vei plânge, îți va sta pe veci în față, haina în viață. Amin. Lista musafirilor noștri din dimineața aceasta continuă. Dacă bine am văzut, ne citează în dimineața aceasta soră din Florida, fiica fratelui Vasile Borodiev, se vorba despre Andreea. Ea a mai fost, pe la în ultima dată, mi-aduc aminte că am scăpat-o din vedere. Nu i-am spus un cuvânt de bun venit atunci, îl spun acum. Andreea, bine ai venit. Dacă ai o cântare, o poezie, poate un cuvânt de salut. Oricum ne bucurăm că ai revenit printre noi. Domnul să te binecuvânteze. Amin. M-am bucurat tare mult să văd că o parte din cei care au fost plecați în călătorii, în diferite lecții, s-au întors printre noi, s-au întors cu bine. Fratele Pavel Ardelean, fratele Pavel, dacă ai un cuvânt de salut din partea fraților pe care i-ai întâlnit în călătorie, fratele Cicu Bălă, de asemenea ne bucurăm că Domnul te-a dus cu bine în mijlocul nostru, Domnul să te binecuvânteze, și pe fratele Ilieș Lucian, l-am întâlnit în dimineața aceasta, l-am întrebat de un cuvânt de salut din partea fraților, se pare că nu a primit pentru noi. Ne bucurăm că Domnul v-a adus cu bine înapoi și ne rugăm ca Domnul să-i aducă cu bine înapoi și pe cei care urmează să se întoarcă. Dacă mai sunt musafiri care în dimineața aceasta sunt împreună cu noi și de prezența cărora eu n-am fost înconștiințat, la toți aș vrea să le spun un cuvânt de bun venit cu caracter general și din Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Amin.